Doamnelor și domnilor, 15 oameni au murit în Bagdad și alte câteva sute au fost răniți în timpul noilor violențe care au avut loc în zona verde din capitala irachiană. Urmărim chiar acum imagini în direct de la fața locului. Vedeți, au loc violențe în stradă. Haosul s-a instalat după ce un conflict, un influent cleric șiit, critic declarat al partidelor pro-Iran, a anunțat că renunță la politică. Au urmat lupte de stradă, iar susținătorii săi au pătruns în sediul guvernului. Au devastat birourile și au făcut baie în piscina palatului, în timp ce forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. S-au tras gloanțe și focuri de mortier, iar armata a decretat interdicția de circulație în toată țara. Veți vedea în continuare alte imagini în direct din Irak, pe care ni le explică acum jurnalistul Digi24, Andrei Negusiu. Andreea, este a doua zi de violențe în capitala irachiană. Ele au început de ieri, când Moqtada al-Sadr a anunțat că se retrage din viața politică, tocmai pentru că, din punctul lui de vedere, criza guvernamentală prin care trece Irakul, un blocaj prelungit, nu ar avea o rezolvare în acest moment. Înfuriat de anunț și de perspectiva ca acest cleric și foarte influent să nu mai facă parte dintre decidenții de la Bagdad, susținătorii lui s-au adunat în zona verde, este zona puternic fortificată din capitala irachiană, și la un moment dat au reușit să pătrundă în incinta Palatului Republicii. De ieri s-a deschis focul, violențele au continuat și peste noapte, acum sunt iată din nou violențe, s-a ajuns la cel puțin 15 morți, dar desigur este un bilanț provizoriu, pentru că el se poate modifica oricând, mai ales dacă vor continua violențele. Irakul este de o lună într-o stare de agitație extremă, tocmai din cauza că clasa politică de la Bagdad nu reușește să găsească o soluție stabilă de guvernare. Inițial, starea de asediu era declarată doar pentru Bagdad, însă de aseară ea privește tot teritoriul irachian, de teamă că susținătorii lui Moqtada al-Sadr se vor revolta și vor ataca clădiri publice și în alte zone, nu doar în capitală. Urmărim situația de acolo și revenim în momentul în care avem mai multe amănunte.